Vă salut, fraților, și bine ați venit la poate cel mai tare clip cu fotbal din acest an sau poate din toată istoria acestui canal de YouTube. Astăzi, fraților, datorită susținerii voastre la celelalte clipuri cu fotbal, filmăm în premieră cu un jucător de la FCSB. În aplauzele voastre îl avem alături de noi pe Ianis Stoica. Stai așa, Ianis, să-ți scom în ușa. Te salut și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Cum ești? E frate. E foarte frig, fraților, dar astăzi am pregătit pentru Ianis 6 super probe în care ne vom duela, dar în același timp îți vom testa cardul tău din FIFA. Știi cât ai rating? Ia să vedem. 65. Știi, mă, n-are cum să nu știi. Și card silver totodată. Cine crezi că va câștiga asta dintre mine și tine? Vom vedea, vom vedea, pentru că avem mai multe probe. Dar înainte de asta, vreau să te întreb, Ianis, câte like-uri vrei să facem la acest video? Așa întreb eu toți invitații mei. 5.000? 10.000? 10.000 de like-uri! Haideți să vedem dacă puteți acolo, pentru că o să urmeze alte clipuri, poate chiar cu Ianis, de ce nu? Am nevoie de susținerea voastră și haideți să reușim acolo și 190.000 de abonați. Mai avem nevoie doar de 2.600. Ianis, pregătiți să dăm drumul? Haideți să vedem direct prima probă de astăzi. Bun, fraților, prima probă de astăzi, passing-ul. Avem acolo 1, 2, 3, 4, 5 porticele, să zic așa. Plus de asta portarul care așteaptă și el o pas. Fii atent, Ianis. Dacă ai dat-o aici aproape, la astea tot, ai 10 puncte. Dacă ai dat în porțile mici, 20 de puncte. Iar dacă pasezi direct la portar pasa corectă, 15 puncte. După 6 pase, calculăm și vedem ratingul passing-ului. Atât la tine, cât și la mine, da? Hai să vedem. Gata, Ianis, poți să dai drum. Bună, portar, ce zici? Bună? Bune, e zona ta. 15 puncte. Bun, 25 de puncte. Oh, bine, roundă, tot 45 direct. Pune tu portar înapoi acolo, poate. Mamă, 45 de puncte direct. Și cât ai dat? 3, nu? Mai e 3, fii atent. Bun, am 4. Bună, ok, 55. Hai să vedem. Nope. Mamă, aproape. Ok, mai una, nu? Încă una. Hai să vedem, ultima. Oh, aproape. Deci pentru un atacant, 55 passing din 6 lovituri. Hai să vedem rândul meu. Pune, ce zici, deci să depășesc cu 55 acolo? Oricum, ai dat acolo la 20, va fi greu. Hai să vedem prima, da? Portare, ești pregătit? Ia-o, de direct pe tine. Bună? Bun, 15 puncte. Hai să vedem. Fiți atenți, de-o așa până. Bună, 25. Mamă, cred că eu ca Ianis, ca Ianis. Bună, bună, nu? Da, da. Mare gol, bună, nu? Bun, hai să vedem, 45 și mai am 3 lovituri. Bun, voi da la asta, dar mi-a dat-o și Ianis. Haide! Oh, nu-i nimic. Și ultimele două. Hai. Vreau să legalez măcar pe Ianis. Stau aici aproape. Sper să mai am un Ianis. Una! Și mai avem una! Mai avem una, dar fiți atenți. Vreau să dau și eu la fel ca Ianis ultima în dreapta acolo. Hai! Hai să vedem, dar ultima. Hai! Nu! Aproape 55-55. Egalitate momentan. Pentru mine eu zic că e ok, egalitate cu Ianis. Passing-ul bun, dar în passing mai intră ceva. Crossing-ul și voleurile. Bun, fraților, următoarea probă, așa cum am zis, crossing și voleuri. Va centra pentru prima dată Ianis, să vedem cum le dă 5, iar eu trebuie să dau vole și după schimbăm. Gata, Ianis? Gata, portar? Bye, bye! Harry Maguire! Oh, 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 oh. Frumos, bravo! Deci centrarea perfectă, fraților, centrarea. Dar voleul meu, adio. Și portar. Opa. Prima centrare. Centrare nota 3. Shoot nota 10. Thank you.
Iannis, mult mai multe goluri acolo, dar vreau să zici, cât ți-ai dat tu la crossing? Eu, sincer, la cum ați intrat, ți-aș da un 72. Tu ce zici? Tot pe acolo, 70, tot pe acolo și mie? Da, sincer. 68, iar la voleuri, șuturi, sincer, acolo un 88 pentru Iannis. Excelente șuturile acolo, mai puțin unul, altfel îi dădeam 95. Dar dacă tot vorbim despre șuturi, haideți să trecem la lucruri serioase, direct shooting. Fraților, așa cum am zis, trecem la shooting. Iannis se va pasa de acolo. Eu de aici, de după careul de 16 metri, va trebui să-mi preiau mingea, shoot direct, gol. Tot așa fiecare câte 5 și hai să vedem câte dau. Hai! Mamă, dai urâte! Pe sus! Mamă, le dă pe sus, frate, să fac preluare! Dă-te Carlos! Mamă, cât ghinion! Frumoasă, oricum! Da? Plus 5 la shooting, tot! Hai să-l vedem pe Iannis. Iannis aici și dați-mi voie să-i dau la shooting. Deci la shooting ați văzut și în forță, și în lob, și plasate. 92. Carlos? 93. 93 să fie. Bravo. Bravo, Iannis. Hai să vedem următorul duel. Până acum așa, ca să zic, mă conduci. De fapt a fost egal la prima probă, două câștigate de el. Cu asta o câștigăm noi. Am testat shooturile de la distanță și dacă toți suntem la shooting, ne vom duela la penaltiuri și totodată weak foot. Tu ești dreptaș, nu? Da. Ca și mine, deci practic vom da așa. 3 cu dreptul, 2 cu stângul și aici eu zic că te bat. Aici e bună. Hai să vedem. Doamne așa. Iannis va da primul. Hai să vedem. Hai portar. A schimbat și portarul de tine. Frumos. Dar mă bucur, fraților, mă bucur că dă totul Iannis. Și uitați-vă și voi cât de bine le dă. Hai! Ultima cu cel. Asta, știi unde Iannis? Direct la cropă. Hai și ultimul. Una frumoasă. N-ai cum. Știi, ați văzut cum face Neymar? Când mișcă imediat în picior, așa și Iannis, nu știu unde o dă. Deci sunt obligat să dau 5 să te egalez, nu? Așa. Portare, te duci pe un gol direct. Și numai acolo. Prima! Nu s-a lăs că a fost pe el. Am și noroc. Bravo, portare! Toți portarii o respingă poarta, mă rog. Acum, doamne, ia dă-o mingea. Dacă îl fac egal cu Iannis, mă lau toată viața. Bravo, portare! Mamă, și-a și alunecat. Hai să vedem, mai am una, măcar 5-4. Bă, o dau cât pot. Ori peste, ori super bun. Hai, ce să faci, băi?
Mai bine nu mai ziceam cu ei. Lăsam numai cu dreptul. Iannis câștigă acolo cu 5 penaltiuri. Și haideți să dăm și la shooting acolo la penaltiuri. Sincer, 90 și... Hai zi tu sincer. 90. 90? Mai mult, 95. La penaltiuri, ne-ai dat perfecte pe toate. Forță! Nu mă las până nu-l bat pe Iannis astăzi la o probă. Trece la lovituri libere. Iannis își aranjează frumos mingea aici. Avem și zid acolo. Băieți, vă apărați, da, la zid. Portarul pregătit. Sunt supărat pe portar. Nu trebuie să schimb portarul, că ați văzut cât de bine s-a aruncat la mine. Hai, Iannis, bine, ești gata, prima lovitură. Bravo, bă, portar, ăsta e portarul, bravo! Bine, portar, bravo! Doamne, așa să-l bat. Bă, le-am zis să ferească că la mine e pericol. Bravo! Mamă, scuze! Acolo frumoasă. Hai, două goluri acolo la ultimele două, frumos. 2 la 1. Și cât dă-mi ai să lovitură libere? La tine un. Nu e calitatea mea. Știu. Hai să dăm un 65 la tine. 60. 60 și la mine, dacă a dat 60, la mine 62. Nu l-am executat perfect, e și terenul destul de umed, dar ne desucăm și la această probă și trecem la o probă de atacant pentru Iannis. 1v1, eu nu voi ataca, că sunt fundaș. 3 mingi a Iannis, hai să vedem dacă reușim să mă vibrez și să dai și gol, da? Eu sunt fundaș. Hai să vedem. Sunt avantajat de teren. Când a plecat acolo în sprint, nu mai prins. Greu cu Iannis, dar trecem la voleu. De fii atent aici. Tot așa, facem în echipă totodată. Tu stai cu spatele, eu arunc mingea peste tine. Mingea trebuie să cadă o dată sau de două ori și volei direct, da? Hai să vedem. 4 pe drept, 1 pe după aia mea pe sâmbă și m-a demoralizat. Gata, Iannis! 3, 2, 1, și... Bine, portar! Gata? 3, 2, 1, și... 1, 2, și... Aaaa, ce bine a dat-o! 2, 1, și... Wow, frumos! Până la 2, nu? Portar, am încredere în tine! Fac egal cu Iannis. 3, 2, 1 și... Aolo! Aolo! Stângu! Aaaa! Ce-a dat-o! Aaaa! Mi-a dat două pe stângu, numai să câștig și eu la o probă, dar degeaba. Și... Da, da, bravo, bravo, bravo! Mai bine așa, mai bine așa! Mai bine așa, că nu sunt omilit. Câte goluri a fost? 3 goluri, eu doar 2. Iannis se descurcă excelent și la voleuri, dar îmi place de tine, indiferent în ce poziție, fraților, nimerește poarta, golul e gol, asta înseamnă să fie atacant, bravo Iannis,
Și acum fii atent, am un del tare rău de tot. Următorul atribut de pe cardul lui Yannis și un nou challenge pe care cel mai posibil o să-l pierd, pace-ul. Urmează să testăm viteza, este cel mai bun atribut de pe cardul tău, ai 80 viteză. Am testat dribbling-ul, am testat shooting-ul, am testat passing-ul. Dar înainte de viteză voiam să te întreb cât îți dai la defense, așa. Știu că tu fii destul de des în apărare să recuperezi mingea. Între 40 și 45, dar zi tu cât? 40 defense, iar physical? Physical e în funcție și de aggression, cât de agresiv ești tu în joc. Totodată puterea, nu știu, bănesc, ai pătrățele acolo frumos, cât îți dai la, la physical? Ești ce despre putere neapărat, dar nu, eu zic 65-70. 65 zic că e ok, oricum Adama Traore, ați văzut cât e, totuși Yannis, nu chiar ca Adama Traore, dar 65 e ok. Hai să vedem dacă merită pace-ul de 80. 3, 2, 1, start! Greu, Rondo, o să te țin după el. Greu, Rondo, o să te ții după el acolo. Vână și accelerație. Contează și accelerația în sprint. Accelerația și sprint speed, unde m-a lăsat în spate, merită mai mult de 80. Sincer, 85. Sincer. Da. Am mai făcut întrecere și cu alți fotbaliști. 85 pentru Yannis. Forță. Fraților, cam atât cu clipul de astăzi. Îi mulțumesc din suflet lui Yannis pentru că a acceptat invitația și pot să zic asta, că este unul dintre singurii jucători din România care a acceptat și apreciez mult de tot asta. Nu uitați să-i dați și lui acolo un follow pe Instagram. Like și subscribe la acest video, să reușim 10.000? Da. 10.000, Doamne ajută! Mulțumim mult de tot, Yannis Stoica! Data viitoare am fost Tudor și v-am pupat! Pa, pa!